Salutare, prieteni! Astăzi este o zi foarte frumoasă, vremea este foarte bună, însorit și cald, fără vânt prea puternic, e numai bine și propice pentru a-i scoate pe puișori pentru prima dată afară. Puișorii au stat înăuntru câteva zile în casă, într-o cutie, vreo 3 zile, apoi i-am scos afară în lemnărie, unde era un pic mai călduț decât afară. Au crescut, sunt frumoși și vrem să-i scoatem puțin la iarbă verde, să vedem cum se vor obișnui și aici. Și poate că rămân de tot aici dacă vremea este bună și nu va mai fi prea frig peste noapte. Pune-ți cutia acolo, pune-o aia în cutie și ți-i mai ușor. Pisicuțelor, așa-i că n-o să păpați puișorii. Așa-i că o să fiți cuminți și n-o să păpați puișorii. Este portiță, de ce nu o folosiți? Vă place mai mult așa, pe cățărare. Da, păpalii ăștia nu vor să iasă. Ridică de pe ei. Iați, urmați. Ce simpatic. Uite ce simpatici sunt. Ce e asta? De asta n-am mai văzut. Unul a făcut pe el deja. Care? Și se vede exact. Care? Ia. Este unul atât de frumos, are niște ochi. Care? Ăsta. Are niște ochișori așa de simpatici. Sunt așa deschiși la culoare, nu știu. Ce mai puișorule? Stai, nu trebuie să zbori chiar așa. Ioi, ce-ai făcut? Răule, eu numai te-am iubit. Ia. Na, amu, ești liniștit. Mâncatea rușinea. Da, tu și ochii tăi frumoși. Amu, ce fac? Nu mă mai pot nici mișca. Tot nu te urca în el, amu. Du-te, zbori! Du-te, pașli! Ia-l tu de acolo, Victor. Trebuie să le mai aducem un bol mare cu apă și să mergem cu hrănitoarea aia să le umplem, să le aducem mâncare, să aibă aici. Bine? Da. Vii să ne arăți și ce mâncare le dai? Da. Hai! Care se ocupă cu pui sau găini. Tu tare bine te pricepi cu Sofia. Cred că o să crească puișorii ăștia foarte frumos. Ce caldă e apa? Mă fă pe furtun. Stat în incubator 40 de pui și am scos 20. Deci doar jumătate din ouăle ce le-am pus au eclozat. Ce? Din recoltă. Doar jumătate din ce am recoltă. Semănat, am recoltat. Da, eu zic că e foarte bine.
stă și se bronzează la soare. Aha. Până de seară e mult mai negru. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest video până la final. Dacă v-a plăcut, scrieți-ne în comentarii, dați un like și distribuiți acest video mai departe. Vai, da, ce papagal frumos aveți, domnișoară! Vrei să pleci? Hai, du-te! Își caută frățiorii! Vai, unde ți-s frații? Unde-s? Te-ai pierdut! Vai de mine, te-ai pierdut! O să-mi fac asta!